Salutare și bine v-am găsit la o nouă serie de tutoriale de 3D Studio Max. Va fi un training complet pentru randare de interior. Referințele sunt luate de pe blogul emaemas.blog.se. Linkul va fi și în descrierea seriei. Pe care le puteți vedea, și aici. Imaginele sunt a unui loft din, mă gândesc eu, de undeva de prin nord. Pentru poze în detaliu, trebuie să căutăm acest fotograf, Carl Anderson, sau putem să dăm click aici, direct de pe blog. Ne va duce la site-ul lui. Pe care putem naviga la latest work, și undeva în zona aceasta, depinde de cât timp a trecut de când am făcut tutorialul. Se află undeva în zona aceasta, o să dau click pe ea și putem vedea că este mult, mult mai ok decât pe blogul respectiv. Chiar și avem posibilitatea de un enlarged view, dar nu neapărat de calitate mai mare. Uh, nu putem da save for sales please, please contact the studio. Uh, ce facem noi, nu vrem să vindem, ci vrem să folosim uh, imagine ca referință pentru un proiect non comercial, așa că putem să dăm print screen și să uh, folosim imaginile sau, în cazul nostru, imaginea direct uh, așa sau să intrăm de fiecare dată pe site-ul acesta și să folosim imaginea așa. Alegerea este a voastră. Um, și după cum îi spune și descrierea, um, e un apartament gândit de cei mai bun designer din Nord. Rezultatul final va arăta așa. Desigur, n-am făcut o copie exactă a imaginii, deși inspirația vine din imaginile văzute înainte. Am încercat să adaug mai mult detaliu printr-un contrast subtil între mobila nouă și un loft vechi, care nu a fost restaurat foarte recent. Nu voi intra în detaliu fiecărui obiect făcut, dar voi spune puțin despre fiecare. Obiectele majore din scenă, gen canapea, covor, potea și așa mai departe, vor fi prezentate separat. În Workflow am integrat următoarele programe. Max, desigur, Photoshop pentru texturi și post-producție, pentru a asculta obiectele care au uh, detalii, gen canapea, luminare, pernă, UV Layout pentru a face în rap o experiență puțin mai plăcută decât uh, ce oferă Max-ul și ultima, uh, ultimul program e Topo Gun care este um, un program care ne va ajuta la extragerea detaliilor de pe obiectele high poly pe care le creăm în Madbox. Așa că sper că veți învăța ceva din această serie de tutoriale. Spor la max și ne auzim în următoarele video.